Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți serbezi ziua de naștere pe 17 decembrie, ești o combinație interesantă de optimism, directitate și intuiție inerentă săgetătorului la care se adaugă ambiția, claritatea gândirii și practicitatea numărului 17. Succesul vine din eforturile proprii și din capacitatea de a-i convinge pe ceilalți de viabilitatea ideilor tale. O intuiție fină îți oferă o înțelegere a principiilor dezvoltării, ceea ce îți permite să evaluezi cu adevărat cursul evenimentelor și tendințele viitoare. Dreptatea este cea mai puternică trăsătura ta, ajutând de la construirea unei reputații de lucrător cinstit și serios, realistă practică. Îți asumi multe responsabilități, deoarece ești suficientă de puternică și destul de capabilă să suporți o astfel de povară. Tu ai un interes crescut pentru ordinea pământească. Pragmatică, te uiți cu drag la lume. Ești interesat în primul rând de ceea ce este material și solid, în consecință, toate caracteristicile semnelor de aer, vise, fantezii, iluzii, îți sunt complet străine trăiești în momentul prezent și dorești să știi cum funcționează fenomenele și obiectele care te înconjoară. Prin analogie cu acest lucru, evaluezi oamenii prin acțiunile lor și rezultatele muncilor. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, entuziasm, superficialitate, optimism, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de Maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestosă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, Adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine. Interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsata de obiectivitate ai potențial de succes, ești motivată de realizări, practică, rațională, nu economisește niciun efort și resurse pentru autodezvoltare, înțelegi valoarea cunoștințelor profesionale, te străduiești să devii un specialist unic, inclinațiile și abilitățile te ajută în acest lucru, privești lumea sobru, gravitezi în jurul valorilor materiale. Importante pentru tine sunt lucrurile pământești. În primul rând, îți satisfaci nevoile, apoi ai grijă de altcineva. Pragmatismul tău te determine să te gândești mai puțin la motive și mai multe la rezultate. Pentru tine, ceea ce nu este vizibil nu contează, cu excepția de sigur, scopului către care trebuie să fie direcționată energia ta, precum și potențialul tău creativ. În virtuta capacității tale de a te concentra pe probleme presante, Obții rezultate impresionante, fără a te abate de la sarcini promițătoare. Dacă ai probleme în comunicare sau relații în societate, este mai degrabă o consecință a naturii tale serioase. Într-o conversație, respingi cu ușurință argumentele altora, considerându-le ușoare și lipsite de sens. Neglijarea protocolului și a ierarhiei nu crește șansele tale de a ocupa o poziție proeminentă în cercurile publice cu toate acestea, statutul tău social și recunoașterea sunt destul de suficiente. Trebuie să fii atentă de atașarea excesivă la structurile materiale. Ar trebui să cultivi o dorință de eleganță și har, ceea ce va facilita înțelegerea și percepția artei, în special pictura, sculptura și dansul, iar acestea la rândul lor dezvoltă spiritualitatea la nivel personal. Îți cauți un partener cu aceeași orientare, cu toate acestea, ar trebui să fii precaută de interdependență, atașament excesiv față de o altă persoană. În general, tendința de a adera la aceleași idei, structuri și organizații poate duce la încetinirea creșterii spirituale. Aceste lucru este evident mai ales când circunstanțele impun nevoia de schimbare și progres. Te distingi față de alții nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești optimistă, naturală, sensibilă, respectând tradițiile, în relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia, ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener, nu-ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini, pentru a fi cucerită inima ta nu poți să lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 17 decembrie soarta ta? Ai o mentalitate practică și te uiți cu adevărată la lucruri. Evenimentele și fenomenele care au loc în lume te interesează exclusiv din punct de vedere material. Tot ceea ce este nesemnificativ, căruia îi atribui caracterul de vis și ficțiune, este inutil și chiar dăunător în opinia ta. Pentru tine, doar prezentul există și consideri că este completă lipsită de sens discutarea ceea ce nu s-a întâmplat încă. Din același motiv, nu planifici niciodată nimic în avans și toate acțiunile sunt efectuate de tine în mod spontan. De asemenea, îți evaluezi prietenii și cunoscuții în funcție de acțiunile lor și de rezultatele obținute în activitatea lor. Ești complet pragmatică și nu-ți place să vorbești pe subiecte abstracte. Studiul teoriei și elaborarea unui plan pentru acțiunile viitoare nu este punctul tău fortei. Cauzele evenimentelor care te înconjoară și modalitățile alternative de dezvoltare acestora sunt de puțin interes pentru tine. Rezultatele specifice ale lucrării finalizate și calitatea muncii efectuate este singurul lucru care merită atenție, în opinia ta. Tot ceea ce nu poate fi măsurat și simțit, sau văzut cu proprii ochi, practic nu există în viziunea ta. Trebuie să ai un obiectiv clar, concret în viața reală pentru a lua măsuri pentru realizarea acestuia, având capacitatea de a te concentra pe finalizarea misiunii curente fără a fi distrasă prin motivarea și cântărirea diverselor opțiuni, obții rezultate ridicate în activitatea ta. Ai unele dificultăți în relațiile cu oamenii, în litigii, chiar și cele mai serioase și solide argumente nu sunt luate în serios de către tine, dacă nu sunt susținute de dovezi materiale. Nu-ți place să urmezi regulile general acceptate? Considerându-le lipsite de sens și nu arăți respectul cuvenit pentru statutul demnitarilor, aceste lucruri te privează de posibilitatea de a avansa pe scara carierei, care însă, nu este în intenția ta, deoarece ești complet satisfăcută de poziția existentă. Pentru tine, există pericolul de a deveni dependentă de averea materială, trebuie să-ți îmbunătățești educația în domeniul artei, să vizitezi expoziții, muzee, să mergi la teatre, mâncarea spirituală este necesară pentru dezvoltarea de plină a personalității tale, și chiar și în tovară și de viață, de obicei alegi aceiași oameni pragmatici, o coincidență prea mare de opinii și gusturi duce la degradarea reciprocă și la oprirea dezvoltării spirituale. Pe fondul realității moderne, o astfel de inerție a credințelor creează impresia de densitate și primitivitate. Dragoste și compatibilitate. Renunți cu ușurință în fața vrăjii bărbaților înzestrați cu calități pământești similare și încerci să-ți conectezi soarta cu ei cât mai multă timp. În astfel de situații, trebuie să-ți restricționezi natura extrem de solicitantă, să eviți interdependența și influența excesivă asupra partenerului. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine. Dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani, veți putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul. Dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ai o personalitate extraordinară. Tu combini intuiția, directivitatea, Optimismul. Ești caracterizată de practicitate, claritatea gândirii. Ești ambițioasă, dispusă să muncești din greu pentru a obține succesul. De regulă, nu lucrezi singură. Nu-ți este dificil să creezi o echipă pentru implementarea proiectului. Pui mare valoare pe onestitate. Susții dreptatea, nu tolerezi inegalitatea. După ce ai obținut anumite succese și statut, nu încerci să-ți subliniezi superioritatea. Continui să comunici în condiții egale cu cei cu care ai lucrat umăr la umăr. Trăiești în prezent. Nu faci planuri de anvergură. Astăzi există muncă bine. Mâine va fi nevoie de altul acolo. Funcționezi rar în perspectivă. În mod ideal, efectuezi operațiuni curente, ai o natură operativă. Pentru tine, rezolvarea problemelor globale este o povară lucrezi mult mai confortabil într-o zonă separată, pe care o știi de departe. Sănătate și boli Ar trebui să fii atentă la boli cronice asociate cu venele, țesutul osos și mușchii. Fiind o natură pământească, ești pasionată de diverse diete menite să te scape de greutatea în exces. În primul rând, ar trebui să limitezi consumul de carne și grăsimi și să te gândești, de asemenea, la reducerea produselor lactate în dieta ta, exercițiul fizic este foarte util. Dacă problemele cronice de sănătate interzic o astfel de activitate, ar trebui să încerci yoga și formă ușoare de calisthenics. Tendința de a abuza de plăcerile pentru pat, sexul și somnul, poate fi plină de încetinirea activității și inițiativei mentale, mai ales dacă prevalează asupra altor tipuri de activități. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură imperioasă, puternică, persistentă, ambițioasă. Ești îndrăzneață, activă, dar te caracterizezi prin vibrații interne constante. Deținând talente versatile, poți realiza totul în viață cu ușurință. Această ușurință poate dezvolta și consolida în tine mândria, lipsa de respect față de ceilalți, aroganța. Dacă o pornești pe calea răului, poți coborâ până la fund, pierzând tot ce ai obținut. Sfaturi pentru tine. Concentrarea pe afacerile zilnice este forța ta, dar concentrarea constantă dăunează sistemului nervos. Trebuie să înveți să te relaxezi, să te odihnești. Găsește un loc de divertisment în viața ta, lasă în tine noi senzații proaspete, ești regulat, distrează-te. Activează în viața socială, găsește o modalitate de a împărtăși interesele altora, permițând oamenilor de încredere să intre în lumea ta interioară, te vei îmbogăți cu noi cunoștințe și sentimente.